Luțu, după părerea mea, un jucător care a fost înzestrat de Dumnezeu, da, cu foarte multe calități, cum toți știm că îi spuneau Hagi Luțu. Da. Dar după, eu n-am apucat să-l văd foarte mult pe Neagicu Dobrin. Așa. N-am apucat să-l văd foarte mult pe Neilie Balaci. Dar am fost cu o echipieră cu Luțu și mi-aduc aminte, la Slatina când eram, erau câteva exerciții în care erau unul contra unul. Da. Și domnul profesor Părpescu mi-l dădea mie pe Luțu. Așa. O aveam greu rău de tot cu el. Pentru că, așa cum glumeam, în cabina telefonică poate să te dribleze. Deci a fost un jucător ieșit în comun. Cu Luțu am fost în aceeași clasă, da, în liceu, și au fost multe din astea în care, vedeți, el cu fotbalul mai mult, mai puțin cu cartea, nu prea îi plăcea. S-au mai întâmplat la limba franceză în care... Așa. Pe mine m-a înzestrat Dumnezeu la limba franceză cu oare. Se mai întâmpla când el se ridica în picioare să vorbească, doar mima din gură, eu din spate mai spuneam câte ceva pe franceză. Dar au fost multe, deci dacă ar fi fost să scriem o carte la vremea respectivă, când s-a apucat el și ne-a povestit la Galatasaray. Așa. Când i-a dat clubul, da, i-a dat clubul prima dată o mașină, un Fiat sau o mașină de servici și știți cum e în Turcia. A intrat primul în intersecție, în sensul giratorul te duci. Da. Și el a intrat, n-a știut ce să facă, a lovit mașina. S-a dus la club, nu știa ce să facă, i-au reparat-o. A doua oară când s-a întâmplat, i-a zis, băi, ia și tu și citește, vezi cum sunt regulile aici, singur repariat. Și... Da. Aveam meci când ne-am dus de la Craiova, ne-am dus până la Constanța cu trenul, nici n-am simțit 5-6 ore sau câte au fost, când s-a apucat el să ne povestească Galatasaray, nici n-am avut timp să știm cum au trecut ăsta. E un unicat. Păcat, păcat, pentru că la talentul pe care l-a avut, nu l-a valorificat. Luțu, hai să povestim cu Luțu, să mai povestim cu Luțu. Cu Luțu, una din vremea Universitatea Craiova. El stătea în cameră cu Claudiu. Așa. Eu stăteam în cameră cu Valentin David, care e și verișor cu mine. Da, e și verișor cu mine de-al doilea. E și nașul de la prima căsătorie. Luțu, toată lumea știe că era genul de jucător mai libertin. El mai boem, ca să-l numesc așa. Da. Nu plăi, nu prea îi plăceau lui cantonamentele. Și vă dați seama, la vremea respectivă, cantonamentele erau și cu o zi înainte de joc și două zile înainte de joc. Cum era Nea Florin Halagian, poate ne ținea toată săptămâna. Depinde. Da. Și aveam acolo un copil, Cacao îi ziceam noi, care îl mai trimitea, bă, du-te și cumpărăm și mie asta, du-te, cumpărăm și mie asta. L-am trimis odată să ne ia, erau pateurile alea cu brânză. Și i-am zis decât atât, bă, du-te și ia-ne și nouă, trei pateuri. A venit cu pateuri de alea conservă. Ne-a adus, da. Așa. Și era stingerea, să zic, la 10, 10 și jumate seara, nu mai mi-aduc bine aminte. Și erau antrenorii secunzi care veneau și făceau controlele. Da. Cum? Se punea mâna pe televizor dacă e cald, dacă... Nu. Asta a fost la FC Argeș. Așa, ok. Bun, aia povestim după aia. Da. Și la Universitatea Craiova, antrenorul secund deschide ușa, Claudiu era în pat și zice, ce face mă, țăranul ăla, doarme, doarme. Dar acolo era Cacao în pat. Băgat sub plapumă cum era. Și Luțu al nostru, dacă se odihnea prea mult, nu îi preia pe teren. Așa. El era, trebuia să-și ridice adrenalina. Așa. Să mai întâmpla dimineața câteodată să mă trezesc cu el lângă mine în pat la 6, jumate, 7. Dar, ca să vă dau un exemplu, jucăm cu Rapid acasă. Așa. Da. Ne-am mers cu antrenor. Da. Chiar dacă am pierdut 1-0, a dat și un mudică din penalti. Da.
La pauză l-a scos pe Dulca. Nea Mircea Lucescu l-a scos pe Dulca, ce a făcut Luț în meciul ăla, rămâne în istoria fotbalului. Așa. Deci omul, dacă se odihnea, sângele nu-i circula foarte bine. Deci, practic, iar, îl băga pe Cacao în pat în cameră cu Claudiu Niculescu, da, ca să fie o formă sub plapumă, ca să fie Luțu, de fapt, să zic antrenorii, da, că e Luțu. Și Luțu era în oraș. Sau o geantă din asta. Dar ce era foarte important, da? Era important și era frumos, la vremea respectivă, la 6:30-7, noi citeam Gazeta Sporturilor, Pro Sportul, Luțu ne aducea de fiecare dată ziarele. Ah, deci era bun că aducea ziarele din oraș la 6 dimineața, era... când venea el, când venea să culce și voi vă trezeți.